Și vă mai spun ceva. Unui taur, dacă îi oferi un cadou, el confundă cadou respectiv cu iubirea și are impresia că îl iubești mai mult. De asta v-am zis. Dar nu trebuie să se sizeze că iubesc mai mult taurul. Nu, e ok. E minunat. Dacă m-a luat pentru inele, s-a păcălit. Eu am crezut că m-a luat din dragoste, nu? De ce judecați așa? Cum? Nu credeți că chiar ar trebui să-i faceți un cadou pentru că l-a adus? Încă un cadou? Pentru că a face un cadou este și o plăcere, nu neapărat pentru dumneavoastră, în primul rând, să e vedeți cum să bucure. E cadou mai mare decât faptul că ajunge acasă o vizitere de băiat ca mine. Salut, da. Sunt în Bulgarie. Sigur, dacă o punem așa în valoare... Îl lăsăm în pace? Nu, dar continuați, că n-am nicio problemă, dar nu sunt priceput în domeniul ăsta. Și unde nu sunt vreau să vă schimbați atitudinea. În ce sens să-mi schimbi atitudinea? Să fiți mai drăgălași cu ea. Dar sunt foarte drăgălași. Nu stați cu noi în dormitor să vedeți că sunt de drăgălași. Că probabil sunt mult prea drăgălași, dar nu pleacă. Da? Bănuiesc. Am eu ceva talente de stăpă acasă. Bine, acum e ocupată. Păi avem treabă, toți nu mai e ocupată. Toată lumea e ocupată. Ia spuneți-mi ce faceți dumneavoastră. Eu fac ce vreau, normal. Cum vi s-a schimbat? Mi se pare logic să fac ce... Mă rog, plătesc taxe și impozite la statul român, poftim? Vi s-a schimbat viața într-un fel, programul? Nu. Nimic? Nu, eu sunt obișnuit, deci al treilea copil. Pentru Adriana a fost o modificare, începe să simt o modificare, o schimbare, dar eu știam despre ce e vorba. Și acum e mult mai simplu, pentru că la prima a fost cu scutece, cu înălbitoare, cu clor, a fost complicat. Acum e o, absolut o distracție. Nici nu las pe nimeni să-i facă baie la copil, eu îi fac baie la copil. Deci că începe să... Păi, pentru că sunt priceput păi și știu. Păi la ce oră, domnul Prigon, la 3 dimineața când ajungeți acasă? Da, și la 2 și la 3, nicio problemă. Îl treziți pe micuță? Nu, se trezește la 3 sigur. Ore. Păi, la 3 ore era un program fix, i-am spus în nevastă, Maximus și Mihai, spunem noi cum vrem, dar până la urmă el e generalul, el dă tonul, el hotărăște în casa aia ce se întâmplă, el hotărăște când mănâncă, nu noi. El hotărăște când trebuie schimbat, nu noi. Degeaba schimb eu la ora 6, că de-a dracu ce-i pila pe el, la 7 trebuie să schimbi iară. Aveți atunci... cineva care vă ajută? Nu. Nimeni? Nici o bună? Să mă ajută la ce? Nu pe dumneavoastră, pe Adriana. La ce? M-o găldeați atâta, la ce? Are 3 kg, la ce să mă ajute? Să ce? Și oricum, să-i facem 60 de mililitri de lapte? Da. E o chestie, pac, 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 și la revedere. Asta înseamnă că Adriana e blocată acasă, nu mai pleacă păi, nu, ea e blocată acasă din alte motive, nu din cauza copilului. Ea a avut totuși o operație, a suferit o operație și operație tot operația. Păi și poate să-l ridice în brațe, să... 3 kg merge, nu e capătul planetei și încercăm să ridicăm cât mai puțin. Deci nu, asta cu primatul în casă cu copilul nu e în regulă. Nu? Din punctul meu de vedere, fiecare își crește copilul cum vrea. Nu există un manual de creștere și educare a copilului. Nu există, că dacă ar exista un manual, fiecare copil are caracterul lui, fiecare are personalitatea lui și nu sunt două caractere identice. Chiar dacă dumneavoastră spuneți că planetele au spus ceva, nu se potrivește. Unii sunt de un fel, alții de altfel. Păi ce am spus? N-am spus nimic. Am spus aveți grijă cu certurile în fața copilului. Păi am și hotărât că îl întoarcem cu spatele, nu? Am discutat la început. E rezolvat cazul. Deci nu avem nicio problemă. Am rezolvat-o și cu inelușul. Dar inelușul trebuie să-l cumpere ea mie. Că ea mă cere pe mine. Așa ne-am hotărât. Și cine cere, aduce inelușul. De ce să mai cere? Ce să mai cere? Ce nu știe lumea și repet, mă repet și deja în față de prost, că femeile sunt soară, nu bărbații. Femeile aleg. Partenerul, nu bărbații. Cu căsătoria. Ba da, are. Și atunci, dacă tot mă alege pe mine, să-mi dea și inelul. Nu-i corect că cine alege să dea inelul. Nu înțeleg de ce. Eu fiind ales, păi vai de capul meu... apartamentul mamei, Adriana. Nu, optimea. Nu, mi-am o optime. Optime, nu vreți mai bine drept de uzufructul viager? Nu, doamnă, eu îmi doresc din moștenirea familiei mele optimea mea. Eu n-am cerut nimic altceva. Familiei ei? A ei, da. Deci și motivul pentru care am luat-o de nevastă a fost apartamentul ăsta din Pantelimon, dar numai optime, n-am fost înțeles. Da. Deci până la urmă cumpărați bijuterii sau nu? Da. Da? Da. Voi face un hobby din chestia asta, să mă pun pe planetă să cumpăr bijuterii. De ce nu rezist într-un magazin de orice timp mai mult de 3 minute? Minutul 4 îmi explodează capul. Nu mă interesează.
și din cele mai vechi timpuri, nu mi-a plăcut. Singurele magazine care mi-au plăcut au fost librăriile, erau fascinante, și papetăriile. Atât, în rest, niciun fel de... Era să mă duc într-un magazin de haine, era... sau de pantofi, sau de orice tip de... Și de multe ori și în America trimiteam pe fiul meu să facă shopping-ul, să-mi cumpere, inclusiv chiloți, de exemplu. De-aia telefon, bă, te cumpere și chiloți. Iam pantofi, 43, la revedere. Și celul era minunat. Cum și astăzi sunt încălțat cu niște pantofi de la nevastă mea. Nici nu știu cum îi cheamă, a cui deci ea face cumpărături. Dar bineînțeles, păi ea mă îmbracă. Păi cum să mă duc eu să-mi cumpăr eu ceva? Păi nu mă pricep în primul rând ce să-mi cumpăr, habar nu am. Nici nu știu. Are card? Cardul dumneavoastră? Nu are cardul ei. Și o controlați? Are limită de sumă? Nu. Sigur? Am avut... Pe verificate? Pe verificate. Eu n-am verificat niciodată ce face cu banii ei. Asta e bine de știut. Deci nu... Că poate nu mai avem nevoie de dumneavoastră banii, ca banii să au fost, banii, problemă. Dar nu, dar banii n-au fost niciodată probleme la noi. Ea e o femeie independentă. Ea are câștiguri mult peste nivelul mediu a unei femei din România. Mult. La un 5-7 mii de euro pe lună câștigă ea numai din contractele pe care le are ea. Deci eu sunt așa un supliment. Domnule, am cheltuit mai mult de 7 mii, asta mai trebuie ceva, probabil, dar... Nu s-a pus niciodată problema de bani. Deci până la urmă are cardul ei cu banii ei. Cu banii ei, da. Am înțeles. Și îmi cumpără și mie țoale pe banii ei. Este un lucru bun, super. Că la ce bijuterii de copil am făcut, merit eu un costum pe lună, nu? Sau o preche de pantofi la două luni. Corect. Deci eu nici nu știu că se schimbă pantofi. Adică, la un moment dat mi-a aruncat o pereche de pantofi. Ziceam și eu că sunt pantofii mei norocoși și am purtat vreo 5 ani de zile și... Mi-au dispărut pantofii, am găsit eu pe la gunoi și am făcut o mare circotecă. Bă, da, s-a mei. Sunt pantofii mei, ce-ai? Nu că sunt jerpeliți. Lasă-mă că eu hotărăsc când sunt jerpeliți. Și până la urmă tot au dispărut pantofii. Pentru că, v-am mai spus, bijuteriile și țoalele și machiajul sunt, și shopping-ul sunt atributul femeilor. Un bărbat e caragios care, de exemplu, merge la manicure. Eu înțeleg că și bărbații trebuie să se întrețină. Dar să ducă în extrem cu epilatul, cu manicură. Un bărbat la manicură e... O chestie oribilă. E treaba lor să se epileze, să se machieze, să se manicureze până la pensie. Dar nu mi se pare mie că e atributul bărbatului chestia asta. Sau la shopping. Eu am fost la un magazin de parfumuri în Berlin sau în Amsterdam, nu mai știu, într-un oraș. De mult, de vreo 8 ani de zile, cu o cunoștință, un bărbat care a stat 8 ore într-un magazin de parfumuri. Am înnebunit în fața magazinului. 8 ore. Și ieșea afară, mai stătea 3 minute și intra înapoi și tot lua chestii de alea și le mirosea. Nu are importanță. Și am crezut persoană că cunoscută? Și tâmpesc. Nu, nu foarte cunoscută, dar e un tip cunoscut. Și am crezut că tâmpesc și am zis, bă, dar tu cum poți bă, să-ți pierzi 8 ore din viață într-un magazin de parfumuri? Și venea și mă întreba pe mine, că îmi spunea că unul are personalitate. Hai să mor tu care asta personalitate. Că are... Bă, da, bă, zic, deci caragios, cum să ai un parfum personalitate? Stați un pic, în ce domeniu lucrează? Imobiliare. Dar cum să aibă un parfum în personalitate? Păi în cazul ăsta eu mă apuc mâine și discut cu parfumul. Păi parfumule, băi, ia vină tu, bă, cu personalitatea ta să stăm noi de vorbă. Păi, că trebuie să fii de țâgni, la începe și dumneavoastră. Nu că are personalitate parfumul, ci da, mirosul și de multe ori vă aduce minte la vine anumite... Vine cu unul și zice, ce zici de asta? Nu așa că e cam dulce. Zic eu, da, cred că a scăpat o linguriță de zahăr. Dar de unde afară, dracu să fiu miros? Nu erați în fața magazinului? Noi eram doi în fața magazinului, care am terminat vreo... trei pachete de țigări în 8 ore și ne venea să credem că poate să stă într-un magazin de parfumuri și pe urmă. Bine, am stat la un magazin de costume. Nu, dar noi deja începeam să pariem afară când îi dă costilă de parfum în cap vânzătoare. Deci a desfăcut toate cutiile și îl vrea și pe ăla și pe urmă la magazinul de costume a fost absolut senzațional. Noi oricum am plecat, ne-am băgat picioarele când am auzit că e dus cu capul, pentru că trebuie să ai... o problemă, să fii un pic modificat ca să stai într-un magazin de parfumuri 8 ore. Frumusețe că n-a cumpărat niciun parfum din magazinul ăla. Atenție mare! Le-a testat pe toate, dar tot nu i s-a apărut lui. Mai venea pe afară, iar intra în... A fost foarte mișto chestia. Chiar a fost interesantă. Și pe urmă am mers la un magazin de costume. Unde se tot îmbrăca în costume și ne explica nouă ce defecte au costumele din punctul lui de vedere.
că ăsta e așa, că l-ai invers, că bă, zi, tu ești dus rău, nene, adică, păi fă-te, bă, designer, fă tu costume bune dacă la nu-i bun, fă-le tu, dacă ești așa. Da, Grigore, unde faceți Revelionul? Între sânii familiei. Păi mi se pare corect că Costa Mic unde o să fac? Și ce puneți sub pomul de Crăciun? Până să... cadouri, ceva, niște cutii de pantofi ambalate în... în goale, bineînțeles, ambalate într-o hârtie foarte mișto, niște funde de alea imense, pentru poze. Că o să vină lumea să facă poze și nu o luam 12 până atunci. Da, mie îmi plac sărbătorile de iarnă și mie îmi place orice sărbătoare să o facem în familie. Crăciun, Paște, Revelion și chestia asta. Eu am fost plecat de vreo două ori la Revelioane în diverse locații, și la bodegi, la crâșme, restaurante. Dar mi s-a părut o chestie ca la nuntă, la oră fixă să-mi dea sarmalele și la oră fixă să îmi dea nu știu ce, de la 9 la 10 să nu știu ce, și așa, ca să fii ca la nuntă, deja devine penibil. Păi odată în viață, pe an, ai ocazia să stai relaxat și atunci trebuie să, la ora 9, micul dejun, la ora, da, băi, lasă mănână, stau eu frumos acasă și mănânc când vreau. Că e frigiderul meu și pe frigiderul meu eu hotărăsc când îl deschid, da? Și acum dacă vreau ceva bine și dacă nu are bine. Și trecerea 9 ani, bănuiesc că e bine să faci în familie, cu toată familia. Mă rog, o să zboare, vă dați seama, copiii la 20 de ani o să stea cu tasul. Până o să facă și ei 45 de ani și o să înțeleagă că e bine să stea, că spune atunci ei pleacă, normal, cu gagicile, cu gașca, oricum la ora 5 dimineața tot acasă vin la zama lui tasul. Vă opriți aici sau mai faceți un copil? Stați un moment, asta cred că nu ne aparțin nouă preliștile astea, adică să mă opresc cum, să nu să mă castrez sau ce zic? Sau cam, mă care rog, ar fi? Să rog, devine un nuc la... nu știu, care e povestea? Cum să mă adică opresc? O lăsați la voia întâmplării? A, nu, nici nu... Nu, eu îmi doresc o fetiță și nu închei aici problemele astea până nu avem și eu o fetiță. Și dacă faceți încă un băiat? Mai avem ocazia și șansa să continuăm până spre o fetiță. Pentru că fetițele, fetele sunt, probabil sunt și egoist. Sunt egoist. Că fetele sunt mai atașate de părinți. De tați. Nu neapărat, de părinți. Da, o fată ține legătura, mai dă un telefon, ce faci, mamă, ce faci, tată, cum să simt. Băieții, la revedere. Au primit 20 de ani, la revedere. Un telefon pe an. Și uite, și de ziua lui Măsă, și a lui Tasu, și a lui Gică Frasu, s-a terminat. Fetele sunt foarte atente pe tema asta. Și, în general, dacă ați văzut în spitale, când un domn sau o doamnă e în spital, în general, stă fata în spital și se ocupă fata, nu băiatul. N-am văzut prea mulți băieți să-și pierdă vremea cu poliție în spitale. Dar, în general, fetele sunt lipite acolo. Pac. Și acum, probabil, dintr-o doză mare de egoism, îmi doresc o fată să stea cu mine cineva în spital. Și în spital, de exemplu. Nu, dar o fată e, e altceva. Cum ar chema-o pe viitoarea fetiță? Adriana. Adriana? Dacă o fac cu Adriana, da. O să-i poartă numele? Bănuiesc că da. N-am nimic cu numele de Adriana. Păi și cum o să le strigați pe amândouă? Adriana, Adriana, nu se confundați? Păi aici are eu o lucrătură de-a mea. Când stric pe cineva, Adriana, barăm una din două să se prezinte. E complicat. Păi a fost un tatăl unui fost președinte de stat care a pus Nicola la doi copii. Tot pe principiul ăsta. Mă strig odată, barăm unul din doi să vină. Da, vă ascult cu interes. Am rămas puțin șocată. Nu mă așteptam să-mi spuneți că veți continua până veți face o fetiță. Păi și de ce să fiți dumneavoastră șocată? Să fie nevastă mea șocată, că nu cu dumneavoastră urmează să fac... Dar cu ce v-am șocat așa de tare? Nu știu, nu mă așteptam. Dar emisiunea dumneavoastră totuși se numește High Life. În traducere liberă, cum se numește asta? Să înțeleagă lumea. Viața la un anumit nivel. Păi și ce dracu caut eu în emisiunea asta, n-am înțeles până la urmă. Aici păi trebuia să chemați păi pe nu, mari magnați înțeles de ce v-am chemat. Care au impresii și păreri. N-ați înțeles de ce v-am chemat. Nu. Să cumpăr o bijuterică. Păi nu una, să... mai multe. Păi ne dați un telefon, mergeam la magazin, nu trebuia să vin în emisiune. Nu cred. Păi, dumneavoastră aveți o... Deci vă vadă toată lumea, domn Prigone, ca să nu mai puteți da înapoi. Că ce?
Adică să vă luați angajamentul că o să-i faceți cadouri, Adrian? Adică oamenii politici poate să ne mintă, să ne prostească în față, că ne dau și ne fac și pormă să-și retragă cuvântul și eu nu. Adică ei, pentru unii e voie, pentru alții nu e voie. Adică ne-au promis și nu înțeleg de ce televiziune nu scot după 2-3 ani de zile casetele din campaniile electorale ale conducătorilor noștri și să le bage pe post. Zbang! Și din asta aici să chemați sau în orice emisiune. Cât un dăsta care e bun de gură și ne prostește și să-i puneți caseta. Domnule, uite, ești la jumătatea mandatului. Ai promis aia, aia și aia. Nu s-a îndeplinit nimic. Ce mai cauți, domnule, acolo pe scă? Du-te, dracu, lasă-ne în pace. Alea sunt emisiuni, cred eu, care ar fi de impact. Părerea mea. E părerea dumneavoastră. Va trebui să-mi iau la revedere. Vă mulțumesc mult. Eu vă mulțumesc. Îmi pare că m-ați invitat la o emisiune de șopingereală, sau cum se numește, un atribut feminin în care ați discutat cu mine, care sunt chiar outsider în povestea asta, credeți-mă. E, nu chiar. O să-i cumpăr și ceas și tot ce trebuie de acolo. Știam eu că până la urmă... Da, mă rog, orice cadou are și are un... știu eu, o explicație subliminală. Dacă e la o femeie un ceas, ia suna ceasă. Dacă e o batistă, de aici încolo vei plânge. Dacă îi duci un parfum sau un săpun, e nespălat, nu știu cum era. Dacă îi luați un ceas, ea va prețui timpul pe care îl petrece cu dumneavoastră. Păi la câte ceasuri are, cred că e foarte prețuitoare. Am înțeles, nu încercăm să vă mai convingem. Sunt foarte convins. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat, le mulțumesc telespectatorului că au avut răbdare. Și să vă trăiască Maximus, Mihai. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru ideile novatoare pe care mi le-ați introdus în țeastă. Aici se încheie seara noastră. Aș vrea să-l urmărim cu toții pe Silviu Prigoană dacă se va ține de cuvânt. Oricum îl vom vedea din nou în preajma Crăciunului și atunci vom ști exact ce cadouri a cumpărat. În speranța că nu toți domnii sunt atât de greu de convins, doamnelor, vă doresc succes. Vă urez o seară minunată și o viață asemenea. La revedere!